Așa arată o uniformă românească după 6 luni de Afganistan. Și așa arată una nouă. Fotografiile au fost făcute în urmă cu o lună. În momentul în care pui unul lângă altul, doi militari români, unul care termină misiunea și unul care abia vine în Afganistan, ai impresia că sunt din două armate diferite. Pe lângă faptul că se decolorează la soare, noua uniformă se scămoșează imediat și intră la apă. De altfel, ministrul Mihai Fifor și generalul Nicolae Ciucă, șeful statului major al apărării, au primit foarte multe plângeri în timpul vizitei în Afganistan. Sigur că e jenant și pentru, în primul rând pentru cei care o poartă, deci care se simt într-un fel frustrați față de ceilalți camarazi cu care acționează în teatrul respectiv. Ele ar trebui testate înainte de a fi achiziționate și în momentul în care ai achiziționat și mai ales l-ai trimis pe militar într-un teatru de acțiuni militare, deci să nu se facă de râs, să-i fie jenă să-și poarte uniforma, care ar trebui să fie un element de mândrie pentru fiecare militar al armatei. Deși uniformele au fost testate înainte, armata recunoaște că au fost probleme cu primul lot. Potrivit unui comunicat al MAPN, pentru ultima etapă de aprovizionare de 51.000 de uniforme, au fost găsite soluții tehnice ca acestea să nu se mai decoloreze și să se scămoșeze așa de ușor. Uniforma militară e un accesoriu foarte important pentru orice armată. E prima impresie care o face o armată în ochii celor care privesc. Anul trecut, pe sistemul public de licitație, a apărut un anunț de atribuire pentru un acord de furnizare de echipament. Armata a cumpărat uniforme de luptă, îmbrăcăminte pentru protecția împotriva intemperiilor, tricouri, rucsacuri și bocanci de la mai multe firme românești. Valoarea contractului este de peste 146 de milioane de lei, adică ceva mai mult de 30 de milioane de euro. Noile uniforme au fost lansate cu mare fast la Cercul Militar Național în toamna lui 2016. Acum armata recunoaște eșecul, dar nu spune nimic despre cine ar fi vinovat și la cât se ridică paguba. Sperăm că v-a plăcut noua uniformă militară combat, cel puțin atât de mult cât le-a plăcut militarilor care au lansat-o.